pușcărie, o să plângi, nu? O să fii coleg cu Dragnea, nu? Coleg cu Dragnea, nu? Gelu Voican Voiculescu a fost lovit cu o cârjă în cap de unul dintre manifestanții din piața Universității. Jandarmii l-au scos din mulțime pe fostul politician plin de sânge. Și care au fost sau sunt pus sub urmărire pentru fapte contra umanității, n-au ce căuta aici, punct. Mi se pare o chestiune de bun simț. Azi a curs sânge de Voican. Acum 30 de ani a curs sânge din peste 1000 de oameni, din diversiunea lui Voican, a lui Iliescu, a lui Roman, a lui Mazilu, a lui Brucan, a lui Militaru și așa mai departe. Asta e viața, câteodată se mai întoarce roata. Și președintele Klaus Iohannis a avut parte de momente neplăcute la Troița din piața Universității. Imediat după ce a depus o coroană de flori, președintele a fost luat la rost de revoluționari. Eu sunt rănit în Revoluție. Așa. Și nu știu nici până acum de 30 de ani ce rost are Institutul Revoluției. Sunt niște șmecheri, începând cu Dan Voinea, cu Iliescu, cu Caramitru, cu unii cu alții, care iau niște bani de aici. Deci nu cunosc, și dacă se poate legal, trebuie desfințat ăsta. Institutul... Stai în subordinea Senatului. Institutul Revoluției. E Mereșcanu șeful Senatului, un fost securist, domnul președinte. Mereșcanu a fost în KGB. Eu în Revoluție aveam 47 de ani. Ce caută un securist acolo? Omul 2, omul după dumneavoastră, Mereșcanu este unul. Trebuie să urmărim. Domnul președinte, mai dau o dată în actul dumneavoastră. Și să avem grijă de revoluționari, domnule. Timp de 30 de ani, revoluționarii au fost bătaie de joc pentru toate partidele politice. La 30 de ani veni și te puneți o coroană de flori. Vă așteptăm la televiziune. Și Petre Roman a fost huiduit de revoluționari. Noi asta spuneam, vrem libertate. Iată, e libertate. E o formă a libertății. Bă, mincinosule, bă! Nu știa, singura ta legătură cu Partidul Democrat pe 26 decembrie a fost ordinul de executare a noastră. Să vorbim adevărul, odată pentru totdeauna. Criminalule, unul care se numește Petre Roman. Așa. Da? A fost cel care a ordonat și a trimis o echipă specială ca să ne omoare. Vinovații pentru genocidul de după arestarea toților Ceaușescu nu au fost pedepsiți, au trecut 30 de ani. Nu au fost pedepsiți și din cauza asta societatea noastră este atât de destinată. Întâi justiția să-și facă datoria, să trimită în închisoare vinovații. Trecând acest prag de 30 de ani, eu sunt încrezător că vom putea beneficia de documente reale, vom putea beneficia de adevărul.